Prin programul național Satul European Express, în comuna Antonești din raionul Cantemir, urmează să fie amenajat un scoar prin care să fie facilitat accesul spre Casa de Cultură și sediul primăriei. Satul European Express, da, vrem să facem accesul spre Casa de Cultură și primărie, Pavarea, să pavăm. Am scris proiectul, l-am depus iar la Satul European Express și am încheiat contractul deja cu Satul European Express, urmează să facem licitații de achiziții publice și să pornim lucrul. Primarul a câștigat alegerile locale având susținerea politică a Partidului Socialiștilor. De altfel, el este unul dintre cei trei primari PSRM din raionul Cantemir care au reușit să obțină granturi prin programul Satul European Express. Acum, spune primarul, nu mai este sigur că va rămâne fidel socialiștilor. Deși vrea să candideze repetat, cel mai probabil va reprezenta alt partid, care anume nu a vrut să ne spună. Am venit în alegeri din partea unui partid, dar... Renunțat? N-am renunțat, am mers cu partidul până la urmă. Cred că voi merge cu alt partid. Să candidați în continuare? Da, vreau să candidez a doua oară. Că există primari care spun că dacă nu fac parte din partidul de guvernare, nu reușesc să câștige astfel de proiecte, știi? Cred că ați auzit discuțiile. Am auzit, nu cred lucrul ăsta. Nu cred că este așa ceva. Da. Am înțeles. Bun. Da, nu poate fi așa ceva. Ai scris, am fost acceptați, chiar dacă am venit la partidul care nu a fost la guvernare. Chiar dacă a refuzat să ne zică partidul din partea căruia și-ar dori să candideze, în luna august, Ioan Isac, încă primar socialist, a împărțit ziare despre activitatea partidului de guvernământ PAS. În fotografiile plasate de organizația teritorială PAS Cantemir, l-am identificat și pe un alt primar de la PSRM din acest raion. Este vorba de Romeo Bolocan, primar în localitatea Gotești. Echipa noastră l-a filmat cu altă ocazie într-un reportaj despre un izvor cu ape termale ce ar putea deveni o sursă de venit pentru localitate, dar care nu este exploatată la justa valoare. Primarul, care atunci ni s-a prezentat ca fiind de la PSRM, acum împarte ziare despre PAS. De altfel, și el a câștigat un grant prin programul Satul European Express. Vrea să amenajeze un teren multifuncțional de sport. Am încercat să-l abordăm ca să aflăm despre planurile sale politice. Așa că am ajuns într-o zi de august, mai exact în data de 15, la primăria din sat. Deși nu se afla în concediu, am reușit să-l prindem doar la telefon. Ne-a spus că este în localitate și va veni să discute cu noi, după care însă a dispărut. Vine primarul? Așa. L-am tot așteptat circa 2 ore în localitate, în speranța că vom reuși să discutăm cu el, dar în zadar. Acesta este stadionul pe care primăria din satul Gotești, raionul Cantemir, vrea să-l reabiliteze prin programul Satul European Express. Am încercat să vorbim și cu primarul localității, dar după ce l-am așteptat aproximativ 1 oră jumătate, vorbind cu el la telefon și spunându-le că este în sat, am fost anunțat că domnul primar este la Cahul și nu poate ieși să discute cu noi. Am aflat totuși că acum se desfășoară licitații și urmează să se înceapă lucrările aici. La 3 săptămâni distanță de la vizita noastră la Gotești, am revenit cu un apel telefonic la primarul Bolocan. Fără să cunoaștem motivele, ne-a ignorat și de această dată. Confirmarea că cel puțin acești doi primari au trecut de la PSRM în rândurile PAS a venit chiar de la președintele organizației PAS Cantemir. Petru Gandra Burnea a răspuns întrebărilor la telefon cu mențiunea că are probleme de sănătate și nu ne putem întâlni pentru o discuție în fața camerei. Deci oamenii s-au hotărât să nu le-au derat, au mers, au discutat cu echipele locale.
Asta sunt lideri spreți și mâine, dacă... Dar de ce credeți că există acuzațiile astea din partea PSRM-ului? Că ei zic că dumneavoastră i-ați impus... Dar ce numai PSRM-ul? Dar credeți că numai PSRM-ul acuză cu pasul? Toate partidele... Asta este o, știți, o cultură joasă, politică. Mm-hmm. Am înțeles. Când au plecat toți la PD, nu i-au acuzat nimeni că e forțată. Și apoi și s-au plecat oamenii singuri. Dar câți primari sunt... Este un fenomen politic care persistă în toată lumea, părerea mea. Dar câți primari aveți din Cantemir care au venit la PAS acum? Știți? Eu, sincer, vă spun, nu cunosc acum. Atunci era să... De la Antonești, domnul primar. De la Gotești, pare mi se? De la Gotești, da. Da. Acum nu știu care e situația, dacă ei au rămas în poziția asta. Eu v-am zis că eu mi-am suspendat din legătură. Am înțeles, da, uite, sănătatea ta. Am înțeles. Haideți că o întrebare mai am și vă las, nu vă rețin. Cum privește PAS-ul faptul că ei sunt au împărtășit până acum ideile socialiștilor și acum sunt primiți în partid, în PAS? N-aveți nicio problemă cu ideologia partidului, de exemplu? Eu cel puțin cu o persoană. Da? Când am discutat, chiar atunci când a candidat pe lista socialiștilor, zic, ce cauți tu, măi? Tu tot eu n-ai fost pe dreapta. Și, păi dacă nu m-a vrut, ăștia, chiar mi-am dorit primar. Și am dus eu care m-a acceptat pe lista. Iar că așa a fost. Dar dacă s-ar uita în istoricul la candidații ăștia, o să-i găsească și la liberali și la Front Popular. E chestii care se face tantam. Acum, nu știu de ce noi cătăm pe naiba, o cătăm pe naiba, toți o cătăm pe naiba, ca să ne dăm pe mână la sugar ușor și aia cu sărimtăți pe PAS. Nu știu ce dacă o trec la PAS. Și nu-i ominește chestia asta. Pentru a lămuri situația creată în jurul acestor acuzații și migrări a primarilor, am bătut și la ușa sediului PSRM din Cantemir. Aici, din păcate, nu am găsit nici măcar un anunț sau un număr de telefon. Ne-a putut să vedem dacă e cineva în sediu. La Partidul Socialiștilor în Cantemir. Ia să vedem, e cineva acasă sau... E închisă ușa. Nu-s acasă. Și n-au niciun număr de telefon, n-au nimic. Ori s-a dizolvat organizația, ori s-au mutat sediu. Nu e nimeni aici. Am făcut rost totuși de un număr de telefon de pe pagina de Facebook a socialiștilor din Cantemir, pagină care nu pare să fie activă de la ultimele alegeri prezidențiale. Numărul apelat nu este disponibil pentru moment. Te rugăm să lași un mesaj după semnalul sonor. Mai încercăm o dată. Ăsta e numărul pe pagina de Facebook. Numărul apelat nu este disponibil pentru moment. Te rugăm să lași un mesaj după semnalul sonor. Închis, numărul de telefon închis. N-avem noroc să dăm de azi. Pe de altă parte, președintele Asociației Primarilor Calm din raionul Cantemir, Ion Bâzu, care a fost susținut de democrați la ultimele alegeri locale, susține că selectarea dosarelor s-ar fi făcut pe criterii politice. Pe raion, pe Cantemir, aveți primării care au câștigat proiectele în satul european? Sunt. Vedeți Sunt. Acordarea lor pe criterii politice? Din păcate o văd. Pot să deduc primarii, dacă sunt de la PAS, au câștigat? Asta se vede la noi. Dar nu ați simțit că, iată, dacă îți schimbi chipiul, ai toate șansele să câștige acest proiect? Nu vreau să mă dau cu părerea. Nu, cel puțin în cazul noastră. Deci nu au zis că, domn primar, nu. Treci de partea cu ei. Nu, așa nu a fost. Și abordări zic este așa, nu. Directe? Nu a fost abordări directe, nu. Și aveți și primari, am înțeles, că în raion care și-au schimbat deja orientare, da? De la PSRM trecut la față. Eu salut faptul ăsta că au trecut de la un... au trecut aici, dar să sperăm că au trecut din bune intenții și nu se urmăresc alte scopuri. Și nu am semnale că au fost șantajați, chiar nu am. Adică cred că au trecut din convingeri.
și ultimul primar de la PSRM din raionul Cantemir, care la fel a câștigat un grant prin satul European Express, este Serghei Ababi, din satul Enichioi. Cu banii de la stat ar urma să fie schimbate plăcile de pe acoperișul căminului cultural din localitate. Licitația a fost deja desfășurată și câștigată de un agent economic care, de altfel, a oferit cea mai scumpă ofertă, aproape 368.000 de lei. Iată cum explică acest lucru primarul. Celelalte au fost, adică nu s-au conformat, acolo este la cererea de, la cererea asta când am depus-o noi la, la achiziții publice, adică era un punct obligatoriu să facă vizita la obiect și adică numai dumnealor au făcut vizita, dar nu asta e, care a fost obligatoriu. Adică cam, să vină să vadă clădirea? Să vadă lucrare, e acolo. Și el apare în fotografia de grup cu cei care au împărțit ziare pentru PAS. Dar tot din partea PSRM-ului vrea să candidați? Încă nu știu, mai am timp și mai știți de ce vă întreb? Pentru că eu am văzut o fotografie cu dumneavoastră pe pagina PAS Cantemir. De asta vă și întreb. Apăreați într-o fotografie acolo. Am mai ieșit la întrunire, da. M-au chemat colegii. Alte 9 proiecte de granturi mici din raionul Cantemir au fost câștigate de primari PAS, iar unul de un primar al platformei DA. În total, raionul reușind să obțină 13 finanțări prin satul European Express.